suprafața Republicii Moldova nu este atât de mare și cred că 3-4 astfel de sisteme ar fi suficiente ca să ne protejăm spațiul aerian. Pentru că dacă nu vom reacționa acum, Federația Rusă își va permite mult mai multe acțiuni și își va permite să încalce spațiul aerian de câte ori va avea nevoie astfel ca să survoleze. Și nimeni nu garantează că într-un moment dat va cădea o rachetă. Pentru că nu dar este ar putea cineva să garanteze, chiar în cazul în care există un dosar pe rol, un dosar pe fapt, că cineva de la Kremlin își va pune mâinile în cap și dacă are de transmis. Domnul Sarkaz, vom lua acum întrebarea și răspunsul. Da, eu am spus, da, așa la este, toate cele ce anterior, confederație, cumpărare, trebuie numai decât de documentat cel care a atacat Republica Moldova. Aceasta este inevitabil, domnul Mișin. Dosar penal și nu știu nici cauza, procuratura generală până prezentație.